Seara bună! Am ieșit la stradă. Am ieșit la răcoare după o zi caniculară. Ia uite, parcul, ce mai ai aici. Strada de jos, sanatoriu. Nu, n-am venit la sanatoriu, suntem în trecere. Suntem în trecere. Da? Aici e scara care urcă de jos, de la strada de jos. Fraga veche. Nu știu, e ce numesc ei munți. Lutăria aia de nisip și lut și calcar care se poate prăvăli la orice, la orice cutremur mai... Orice așezare a terenului să prăvălește peste mașini, peste casă, peste cum a fost în Turcia pe 23 acum luna asta. Aici un lut, o lutărie, nisipărie, munte de calcar. Da. Asta e fraga veche. Casele alea, scara care urcăm de jos, pe strada principală care leagă fraga veche de fraga nouă. Da, deci ăștia numesc ei munți, munte de nisip, de, ce am mai spus, lut și piatră de calcar, care e foarte slabă. Da, trecem pe aici, pe sub poarta, mă rog, parcă seamănă cu creață de brâncuș, dar e mult mai slabă și proastă. Mă rog, e așa ca o... Treci ca la aer, la biserică. Ieșim la stradă și mergem spre Fraga Nouă, acolo unde avem reședința. Țara... Ia auzi, claxonează în localitate. Aici, din 10 mașini care le vezi, 8 sunt bulite și nu exagerez cu nimic. Zgâriate, bulite, bulite în cel mai rău mod. Așa umblă cu ele, nu-i ca la noi, se trimite la poliție, să iei adeverință, să o dovadă, să o duci la service, nimic. O faci acasă dacă poți, dacă nu o duci la service, dar nu-ți cere nimeni. Hârtii peste hârtii. Da. Spania, țara țiganilor. Țiganilor de pretutindeni și africanilor. Spaniolii sunt foarte proști și leneși. Aici muncesc români, albanezi, marocani, toate neamurile. Din toate țările, aproape toate țările Africii. Ăștia care țin post ziua și mănâncă noaptea, musulmani de toate culorile. Se dau ei mari cu religia lor. Hai de capul lor! Hai de capul lor! Țin post toată ziua, nu beau apă, nu mănâncă nimic, nimic, nimic. Muncesc, dar nu mănâncă. Și seara, și uite așa, asta e viața de musulman. Și în rest, așa s-a dezvoltat Spania. Prin munca românilor, în special. Vai de capul lor, nu o să mai vin în Spania niciodată, așa e de urâtă. Adică locurile nu sunt chiar urâte, dar lumea, lumea urcioasă. Țigani peste tot, ți vine să vomiți de atâta țigani. Că să lucrezi într-o echipă de țigani, pentru că sunt proști, urâți și răi. Și asta, răutatea lor afectează și pe ceilalți. Urățenie sufletească. Nu exagerez cu nimic. Pare rău să spun asta, dar nu promovez ura de rasă, dar fiind din centru, din interiorul unei astfel de
sistem, cunosc multe dedesubturi și asta e. Așa e, e exact așa cum vă spun. Deci nu poți evolua în mijlocul unor oameni răi. Continu puși pe scandal, harță și bătaie și toate alea. Dom'le, în România e parfum. Oamenii sunt foarte cizelați, românii sunt cizelați. Și nu prea întâlnești români care să nu știe carte. Românii se descurcă, știu câteva limbi, cel puțin câteva limbi, două, trei limbi. Un român care umbla pe lume, e. Știe, se descurcă. Dar țiganii sunt sub orice critică. De asta ni s-a dus nouă buhul, că țiganii au spus că sunt români. Nu sunt români. Nu sunt români. Sunt țigani și basta. Țigănește... Țiganii se înțeleg cu ceilalți țigani după tot globul, indiferent din ce țară vin. Da. Când dau drepturi, sunt români. Când dau de dracu, sunt țigani. Adică ei așa jonglează, sunt neserioși. N-ai să vezi țigan serios sau țigan care să fie corect. Nu, niciodată. Umblă cu șacăr-macăr, alba-neagra, ceva de genul. Hai, vă aștept comentarii. Like-uri, dislike-uri, ceea ce credeți că merit. Hai să fim interactivi. Voi ați lucrat în echipe țigănești. Și dacă da, cum sunt? Dar vreau să fie o informație obiectivă, nu subiectivă. Nu mă aștept de la țigani la comentarii obiective. Adică pe bune. Care dați comentariu. Deci doar de la români accept comentarii. Pentru că nu o să spună țiganul despre el că e prost, rău și rău intenționat. Și idiot. Hai să fim serioși. Abonați-vă să ținem pasul cu... Mai am multe de spus. Să vedeți noutățile. Urmează și alte orașe din alte țări. Suntem în periplu pe lumea. O să vedem și alte localități, alte orașe, alte informații. Haideți să interacționăm. V-am pupat pe toți, o seară frumoasă, la revedere!